Continuăm cu zona căpșunilor. Aici avem lavandă lângă căpșuni și salvie. Lavanda și salvia fiind plante excelente în orice grădină până la urmă, pe lângă faptul că este pur și simplu încântătoare atât salvia cât și lavanda, mirosul de asemenea are foarte multe proprietăți pe care nu le voi aminti acum, pentru că urmează să fac un videoclip special și cu recoltarea și ce facem cu salvia. Am avut câteva comentarii, m-a întrebat cineva cum anume o folosesc, o să revin, sper eu, cât mai curând cu material referitor la salvie, de asemenea și cu lavanda, care este foarte prețioasă în orice grădină, pe lângă faptul că are un parfum special. Ea mai are și anumite proprietăți insecticide, fungicide și bactericide. Aici avem zona cu căpșuni pe care am protejat-o cu plasă de protecție contra păsărilor, pentru că dacă nu o acoperim, nu mai avem parte de roade. Avem foarte multe păsări în jurul nostru și trebuie să găsim un echilibru. Din păcate, din când în când, mai rămâne blocată, nu aici, în zona asta, în partea cealaltă. Am mai găsit două păsări blocate. Bine că nu au murit, le-am văzut la timp, pentru că eu am grijă să verific mereu, în fiecare zi, de câteva ori pe zi, să verific plasa, să văd dacă nu cumva a rămas vreo pasăre blocată în interior și să nu poată să se mai elibereze. Este important să facem acest lucru dacă protejăm căpșunile, pentru că nu e de dorit să găsim păsări moarte prin plasă, din punctul meu de vedere. Acum fiecare face cum consideră că e mai bine pentru grădina lui. Eu iubesc foarte mult păsările și tocmai de aceea am grijă să vin să verific întotdeauna plasa. Și am grijă când vin să adun căpșunile, să mai pun pe cărare ce găsesc ciupit, ce găsesc mai stricat, ca să nu cumva să mai fie atrase de... Aici au rămas ancules ieri, din grabă am... Aici trebuia să vin să și... elimin buruienile, bine, păpădia știți prea bine că nu e buruiană, este foarte prețioasă păpădia, iar aici crescând în zona asta e semn că pH-ul nostru este mai scăzut, potrivit pentru căpșuni, pentru că căpșunile preferă un pH mai scăzut, un 5,5, și păpădia crește într-un astfel de sol. Deci iată, cum putem să recunoaștem noi ce sol avem? Dacă avem păpădie în sol, e semn că nu este alcalin pH-ul, ci este mai acid, e un 5,5-6, potrivit pentru majoritatea plantelor, pentru roșii, pentru căpșuni. În cazul în care nu avem răbdare să facem testul pH-ului solului, putem să recunoaștem după buruienile care cresc spontan. Aici am făcut șpalier pentru fasole. După cum puteți observa, avem aici câteva bețe și am semănat zilele trecute fasolea pe care am primit-o de la cineva. Este o fasole mai specială și rămâne de văzut cum anume se va dezvolta, britanică. O să revin asupra ei și de ce este ea atât de specială. Nu în acest videoclip, pentru că, așa cum am spus, o să dureze ceva timp până când voi face tot turul grădinii și mă grăbesc că s-au aliniat și norii. Așadar, referitor la fasole, într-un alt videoclip. Acestui tip de fasole trebuie un șpalier zdravăn, pentru că se pare că ea crește foarte stufoasă și are nevoie de un sistem bine, solid de susținere. Așa că zilele trecute am făcut aceste
bețe pe care bețe, lemne pe care le-am înfipt soțul în pământ aici, e foarte rezistent, ar trebui să nu avem probleme, sperăm, cu fasolea. Nu am avut pur și simplu unde să o semănăm, pentru că spațiul nostru în grădină este extrem de restrâns și, din păcate, a trebuit să renunțăm la ceva ca să punem altceva. Așa trebuie să facem noi de fiecare dată, ca să obținem ceva trebuie să renunțăm la altceva. Și da, fasolea am pus-o și pe partea asta unde deja avem șpalierul din anii trecuți, foarte rezistent de altfel și ăsta de aici în zona asta. A trebuit să scot mazărea ca să pot să pun fasolea. Nu se face pentru că atât fasolea cât și mazărea fac parte din aceeași familie a leguminoaselor și bineînțeles că nu se cultivă fasole lângă mazăre sau fasole după mazăre pentru că au aceeași dăunător și prezintă aceleași boli. Dar, din păcate, așa cum am spus, neavând spațiu și ținând cont și de alți factori, cum ar fi că mai degrabă preferăm fasolea decât mazărea, adică ne place mai mult fasolea în toate stadiile, atât verde cât și uscată, și mâncăm mai mult fasole decât mazăre. O preferăm și la gust, după cum am spus. Și atunci a trebuit să iau niște decizii, să luăm de fapt niște decizii și am renunțat la mazărea pe care am pus-o aici, care deja înflorise și începuse să rodească, dar asta este. Nu puteam să mai amân semânarea fasolei și nu aveam spațiu aici, chiar nu mai este absolut deloc niciun pic de spațiu. Așa că am scos mazărea, nicio problemă, pentru că mazărea, chiar dacă nu am recoltat din ea, folosește ca și mulci sau, dacă nu, pur și simplu la îmbunătățirea solului, compost, nimic nu se pierde la țară, totul se transformă. Aici avem, câteva rânduri, trei rânduri de morcovi, neavând spațiu nici pentru ei, am ales să-i pun în zona asta.